Când m-am ajutat acolo, pentru mine a fost un coșmar, o nenorocire. M-a pus să stau în bancă, aveam și o față de cretin cu un breton așa slab și mă punea cu uniforme, mi-a zis, mă, cât stau eu aici? Am stat 10 minute, 5 minute, n-am mai putut. Direct pe geam am luat-o, înțelegi? Revenim în direct așadar cu domnul Serghei Mizil, am sute de mesaje de la dumneavoastră care îl invită pe domnul Serghei la noi și noi dezvăluiri. Deși domnul Serghei a mai făcut 10 ore de autodenunțuri acum câteva seri, iată-l în formă maximă în această seară, face oricum multe n-au fost de ajuns, 40 de, 10 de flotări sau cât a zis, 40 face pe oricum. Pariu. Pe pariu 40? Sigur faceți 40? Hai mă, dacă spun că fac, mă aveți să mă transfer pe aceasta. Nu. Dar rugați-l pe Serghei să vă povestească ce făceau el, Gino, și cu Nicu Ceaușescu, ce făceau ei la Vila 89, la Znagov, preotului de acolo, de la Znagov. Nu, că după aia ne ia patriarhia. Și mă supăr și eu. Lăsați acum. Dacă vă ia voia, știți cum e. Dar ce-i făceați? Îi făceați vreo rușine, ceva? Vă rugam să preotul. Nu-i făceam, mă, temeu prostiile. Păi nu, că acum am văzut preoții, a filmat domnul Vichir în libertate. E, și ăla avea apucături din astea, știi? Povestesc că mai încolo, lasă. Păi când? Toate mai încolo, mai încolo toate. Și se aglomerează toate la miezul nopții și pe urmă nu mai apucăm să vezi. Păi și am zis, nu avem voie? Ba avem voie, dar pe urmă vă faceți că l-ați uitat. La ce? La care am rămas, domnul Vichir? La ce poveste? Ba nu, el a rugat, nu asta, că asta nu mi se pare atât de interesant, asta cu... Nu, așa zis de infracțiuni. Și aia cu șalupa e genială. Apare unul vânăt, nu o să spun cine care el povestește și spune, domnule, era să mă omoare pe ăla cu șalupa. Dar povestește tu, mă, că tu ai hălază. Dar stai să termin pe asta cu Paganini, înțelegi? Și vine Paganini. Asta nu se termină niciodată cu Mădălin. Și vine Paganini la mine. Dar dumneavoastră vreți 40 de ani să vi povestească două emisiuni. Ah, corect, da, mă grăbesc. Și el zi de zi avea câte o activitate, se zic. Era om aplicat. Și îmi spune, bă, hai să mergem la... Nu poți să conduci până la predeal în două ore sau cum știu. Eu mă rup de băutură, hai acolo. Am luat mașina, am și ruvonanul. Am luat mașina, am plecat acolo și acolo am mers la restaurant la Cioplea acolo, unde era unul Teodorici săracu. Și am intrat acolo și când am intrat acolo am început cu șucră cu alea, a venit unul Teodorici. Eu o să mă apuc de care și din prima zi. Pardon de expresie. Din acest moment cei sub 15 ani să plece din să plece acasă și să le pună perna pe cap. Și încep acolo șucăr, i-am spart orgalul unul care cânta acolo. De ce i-am spart orgalul? Demenți. El mă încita. Bă, nu cântă bine. Zan, el, Mădălin Voicu? Da, era cel mai bun la TV. I-am făcut varză tot. Mădălin a intrat în restaurant și a zis ăsta la orgă nu cântă bine. Da, domnule, el m-ardea. Eu eram atol deja. Da. Și vă injecta în felul ăsta. Păi stai să ți-l tot cum a pus să-l bag și pe Adrian Păunescu. Ce trebuie acum? Nu pot să cred. Pe cuvântul meu, domnule, de n-a vorbit unul. Doamne, iartă-mă. Ce și acum e un om deosebit. Ce-o spun și pe aia? Nu mă, avocatul era din Apăunescu. Stai mă, fără, bă, da, dar voi, tu mă încurci și mă bagi dintr-una în alta. Iar îmi sare distonul calm. Și spargem acolo, mă duc cu unul Lăculeanu, care avea barbă în cameră. Nu, apare un Gabor în restaurant, ce se întâmplă aici, ce faci, nu ce. Am luat un ghiveș la un milițian, când am dat în frunte, a găsat pe spate și a echivrat țipa aici, așa avea gladiul ăla. L-ați bătut pe milițian? Direct în frunte. Și ce-au făcut milițienii? Mi-au tăiat pe cauciucul ăla, ce să facă? Mă duc în cameră. Dar știau cine sunteți? Da, cine crezi că putea să facă asta? Ia uite-l, uite-l ăsta, mă dă-mi da lac pe mine. Pe cum să nu știe cine este pe altfel? Nu deschidea focul asupra noastră, ce dracu. Așa. Pe câți erau? 20, 30? Da, deci ați dat cu ghiveciul în frunte, da? Jos direct. Am intrat în cameră, m-am culcat. Domnul Paganini s-a ascuns când a văzut că genul ăsta. Și eu m-am ieșit din cameră să-l caut pe Paganini meu și n-am mai nimerit camera. Și intram într-o cameră, rupeam draperia, rupeam dușul și altă cameră. Și după aia dimineața m-am trezit singur în cameră, toate alea sparte, toate alea rupte și am văzut barbă în ghiuvetă. Zic, mă, ce dracu, Lăculeanu meu avea barba ta, cum să radă ăsta? Și când m-a zis la recepție, era unul care spunea acolo, dume, a venit unul noaptea în cameră peste mine, eu am cerut singur, mi-a rupt draperia, mi-a rupt alea, a rupt dușul și spunea, învelește-mă în continuu. Și recepție, îl înveleam de frică, eu am nimerit cu altul în cameră, mâncați. A doua zi a venit Nicu dimineața, am fugit la București, am preparat cauciucul, am văzut, le făceam să fugeam acasă. A venit Nicu, ce ai făcut, mă? Bă, să mă rog, mama, n-am fost nimic, am fost cu Michi la hotel, la asta. Care, bă, cretinule, că a venit raportul și 90 de milioane în pagubă. Zic, bă, nu-i spune, mă, dacă o mușamalizez eu tot asta. Și Nicu era băiat bun, să nu mai faci că asta o mușamalizez eu. După ce am la prânz alta, să mușamalizez. A, și a oprit el dosarul să nu mai ajungă la ele. Nu dosarul, că făceau aia sesizări. Păi, zice, mă, 90 de milioane, ați devastat-o hotelul lor. Orga lor era scumpă. Erau bani. Orga, că costă o orgă, și avea la orgă Yamaha, Bahamaha, Damaha, știu ce orice aveau ăștia.
Așa făceau oamenii ăștia de cultură, înțelegi? Care când te incitau, când a văzut seama că nu. Dar el, asta e legată de muzică, adică nu poți să te superi, nu? Pe omul a zgârea la ureche. Da, nervos. Și atunci a spus, sparge, bă, muzica. Era Adrian Păunescu. Nu, te uai pe aia cu șalupa, că te încurcă. Da, aia cu șalupa, ți-o spune cu șalupa. Genial, da, aia mă fac de căcat, lasă-mă, bă, deci... Bine, mă, dar aia cu șalupa, și ce vrei să povestești, cum ai furat? Lasă-o pe aia cu șalupa. Ne-am mutat lângă Ilie Verde. S-a mutat Ilie Verde zângă noi la Snagov, Dumnezeu să-l ierte, un om deosebit și el, fără niciun pic de caterincă. Poate să zic că a fost comunicat, ăsta a fost chiar un om extraordinar de bun. Și după vreo 3 zile el stătea așa ca să nu se știe un foișor. Și l-a sunat pe tata, Paule, ce e acolo? E nuntă la tine, de ce? Prin toată noaptea nu mai urlete, nu mai băutură și asta. Tata săracul nu e, Serghei cu Nicu, cu fizicianul cu el, ați înțelegi că era acolo, la băutură. Bine, avea așa o, casa era puțin într-o curbă. Eu văzusem în filmele alea, când veneam aia cu șalupele, aveam șalupele care ridica motorul. Și când mergeau pe uscat, ridicau motorul, cădeau în partea ta, puneau motorul, înțelegi? A fost în film. A fost în film. Da. Și vedeam un film aplicat pe lacul Snagov. Și îl sună Verde pe Ceaușescu. Toată jurul secretar, nu mă puteți muta de lângă ăștia. Dar ăla spune, de ce? Păi e scandal și asta. Și a vrut să mă calce cu barca. Ăla spune, pe când îl vezi pe dementul ăla prin apă, că ți-a zis că am bilele mari cu ea. Așa, când primul mor pe Snagov, mi-a ridicat mie și albă, zic că eu am mor. Tot Snagov credea că mor oameni. Păi zice, când îl vezi pe cretinul ăla pe acolo, să mai băga în apă, ce-o fi zis ăla, nu pe uscat. Era Verdes cu doi aghiotanți, bă, iar bă, eu am sărit și făceam semn, du-te, du-te, că nu puteam să mai cotesc, înțelegi, să iau bombeurile. Și ăla, nu în apă pe iarbă. Și Verdes era și prins, ce era? Atunci era prins sau cu Verdes. Și ce, a murit cineva acolo pe lac și au dat vina pe dumneavoastră? L-au omorât pe băiatul ăsta. Care e Pârvulescu, pe nepotul lui Pârvulescu. Pârvulescu ăla celebru. Pârvulescu ăla bătrân Constantin, care nici până la nu mi-a făcut nimic. Toată lumea a dat filmul acolo, a fost... Și acolo e mare minciună, că Pârvulescu nu spunea să cadă comunismul. Că de ce se rupă ăștia de Moscova? La congres? Când a fost șucărul la congres, că a dat cuvântul? Da, asta a spus, e nu să se lase, că s-a vrut să rupă de Moscova. Și când l-a călcat pe... A stat tot timpul pe Snagov până a murit, mă. Nu i-a făcut nimeni nimic. Pârvulescu bătrân. Da, domne, cum să nu? Așa, și a murit nepotul. L-a călcat pe un nepot. Cineva cu o barcă. Cineva cu o barcă. Știu și cine, dar nu are sens. Cum adică? Cum păi are ce sens? Ce mai contează acum? Păi, cap... Iar intri la mătut de da, păi să-l prindem noi pe criminal. Și mi-a spus Victor acum că să mai fac prăduiel, că tu rămâi cu banii și noi ne luăm pârnele. Păi eu ce tot zic, mai bagă de asta cu Shakespeare, cu ce mai citeai. Păi nu, că așa, dar nu-i problemă. Așa, și de ce au venit la dumneavoastră? După... În 3 minute, toată securitatea. Toată conducerea e partit acasă la mama. Mi-a ridicat barca, unde este, că a omorât om. Mama spune, la calul Vali, că făceam ficații. Nu, că l-am văzut. A descris un securist exact cum eram eu, așa de indoctrinat erau să mă prindă. A, deci chiar vreau să vă înfund atunci? Da, au da, pentru aia de... făceai pușcărie, nu te scoda, pentru aia dacă te-au încercat cu multe. Făceau, făceai asta, restul câteva zile... Mă, nu știu dacă mă ținea la așa prea mult în pușcărie, dar câteva zile mă ținea așa la... Cum a încercat și cu batalionul și bine, adică că adică nu înțeleg, i-ați dat cu ăla cu ghiveciu în cap și nu vă făcea nimic? Aia era mai înainte, asta era mai înainte. Acum cred că dacă bierleam pe ăla, cred că îmi făcea la ceva, nu? Eu știu ce îmi făcea acum, că toți sunt morți din povestire. Dar ăla, că dacă nu i-a făcut nimic. Păi dar nu l-a prins. Păi l-a prins, bă, că știi cine, dar ăla era vinovat, mortul, că l-a notat pe la fund. Dacă nu sunt pe la fund, cum se văd cu barca? Acum fără caternică, nu glumesc. Cum să fie la vinovat? Păi dacă tu nu fii scafandul în mijlocul lacului, ah, te și l-a trecut barca, aha, înțeleg, păi, da. Și cum văd eu sub apă, ce sunt... Da, mă rog, dar ce scafandru să fie la lacul Snagov? Se juca cu tubnă la culoave, băi, omul, iar... Să ăla făcea scufundări, eu știu, trimesese pe Vulescu să ascundă bani, eu știu ce făcea la mama, mă nebunești pe mine. Vreau să pună bombe când trecea Ceaușescu, ce făcea ăla. Uite, dacă uite cu fața asta nevinovată, ce mai mare anchetator? Și întreabă naiv câte ceva, ceva te spa și ne-a de răușit. Adrian Păunescu. Adrian Păunescu. Cu Adrian Păunescu, care este un om deosebit, îți spun, adică... și de ce spun că este un om deosebit? Tata... A fost puțin în contradicție cu el când era în perioada aia, când era el cu... Cu flacărea, cu cenăclu? Când îl ridica pe la slăb pe Ceaușescu și pe asta. Și când a avut tata problemele astea, a venit la mama, s-a agitat foarte mult, o chestie foarte tare, nu? Un om care a fost, care ți-a fost, nu, majoritatea îl vedea la până aia călca pe cap, nu? Da, și pe Nicu Ceaușescu l-a ajutat. Da, domne, un băiat, domne, dacă spun că e un om deosebit, un om de mare valoare, domne, ce mai face? Nu s-a dezis de oamenii care l-au ajutat înainte de... Nu, domne, de calitate, o calitate, domne, îmi pare rău că el s-a retras din politică, era bun. Și eram la Pescăruși, eu, Paganini, și cu unul Mistrețu, care acum este la Monte Carlo, înțelegi?
Și mi se pare cu Adrian Valentin, cu un operator din televiziune. Eu care neavând casă, fiind așa de amărât, mă luase somnul puțin pe masă, nu de alcool. Înțelegi? De concentrare nervoasă. De concentrare nervoasă care aveam că... Venea de la un examen, erai obosit. Da. La un examen. Învățați-i toată noaptea și ai clacat. Până la 1, 2... Ai clacat, da. În separeu acolo era Adrian Păunescu, un doctor Coza, care l-am făcut de niște... Da, Coza. Și pe ăla așa la 23 în cursă și a spunea, te cunosc, da, mă, nu mă cunoști, mă, sunt Marlon Brando, cine sunt. Înțelegi? Și cântau doi folchiști. Acolo, nu știu cum îi cheamă pe aia, că ori și-a luat un picior în cur doctorul și un folchist, că Păunescu l-a luat-o mai repede, înțelegi? Paganini vrea să asculte lăutarii. Mădălin Voicu, da. Îi verifica, mamă, măi, îi verifica. Da, așa. Dă mamă cu biciul mine, vin o să te fup pe conductă, mândru, sau ce-i asculte bip, la... Bip, bip, oh, da. Bip, da. Nu se mai audă, și da. M-a sculat din somn, înțelegi? Să ascult și tu. Nu, să iau pe ea, că el n-avea curaj. Bă, uite cine face ăsta, nu-i dă drumul la muzică, nu știam cine e înăuntru. Înțelegi, am scos un briceac mare, aveam și arme din astea, zic, ia uite, bă, cu cine încurcă muzica lui... Din penar, v-a spus, venea de la Alexander. Așa. Da. Cine? Di Petre, da. Sunt la UTV în direct, zi. Vrei? Vrei să-l torn cu ceasurile, că dacă vrei, îl torci cu ceasurile. Vrei sau nu vrei, zi? Păi zi, mă, cum? Hai. Hai. Cine e Petre? Hai, dă-ți-l pe speaker să auzim și noi pe difuzor. Nu, nene, tot victimele a dat lui Paganini. Victime colaterale. Și vă zicea Petre? Să nu mai spuneți pe asta? Nu, a zis că nu, să nu dau cu ceasul. Și intru acolo, ăia când a văzut șucul ăsta, dar nu mai spus cine acolo. Uite, bă, nu ne lasă. Și uite, bă, doi vagabonzi cu chitări din asta, nu deci, lasă. Să nu știați că e Păunescu acolo. Nu, domne, nu știam. Eu era chiar idiot, chiar în halul ăsta, așa cum mă crezi tu. Și alții, că văd că tot te uiți la mine așa. Pe cum să mă duc peste ăla? Ăla era om, nu? Ăla... Vrei să spun ceva? Singura carte care am citit-o. După mai bătrân, stai să mă fac de când de la... A fost aia de la Bârca la Viena. Genială carte. Ai citit-o? Și poezii? Ea întreabă. E poezii, sunt grele pentru mine. Nu mă împinge. În absolut. În cultură. Nu-l scufundă în cultură. Acum nici chiar așa. Bun. Păi dar nu vă duceați numai la cenacluri pe timpul ăla? Hai mă, termină. Avea acasă cenacluri. Și ăla o ia, ăla așa și ultimul era... Că ăla nu s-a spirat așa tare când m-a văzut, că mă coafase cu două zile înainte, mă scăpase de niște ce dracu aveam pe mine, deci. Și ăla zice, eu te cunosc, săracu, zic, dar nu mă cunoști, uite-a luat de rost, Marlon Brando, cine e, mă, și pau, pau, două șuturi, două șuturi, te-am tratat, da, mă, m-ai tratat, dă-te emoții, mă. L-ați bătut pe Cozac? Două șuturi, a luat așa, bipuri, două voleuri, a luat două voleuri spre scări, înțelegi? Și ați bătut pe folchiști? Folchiștii și-au luat și un volet din ăsta, pe ce vrei, mă, dacă eram din somn sculat, speria că ne atacă folchiștii și cu... Nu trebuia deci, să reacționeze. Deci Mădălin v-a trezit brusc și v-a zis... Băi, cuvântul meu, dacă... Și v-a zis Serghei sau cum vă zicea? Mi-a zis, uite, bă, ăștia fac figură aici în restaurant, nu spunea Serghei, spunea pe diferite... Și Serghei, care toată viața a fost omul care se pune pieptul în da, față pentru toți, rezolv eu. Serghei ne atacă niște folchiști. Da, mă, uite, ne lasă ăștia, când... Care, mă, acum mergem, rezolvăm, ce care era vreo problemă. Și ați atacat acolo, deși victime colaterale. Atac în grup. În haită. Deci ați bătut pe folchiști, l-ați bătut pe doctor? Nu i-am bătut. Bă, și acum tu două șuturi așa ca să te ajungi cobor scăleți, bătaie. I-am dat un impuls omului să ducă, Doamne ferește, mamă, fac. Nu se ridică nimeni. Și miliția ce făcut? Nu a intervenit miliția? Haide, mă, hai mă, că ți-o cauți rău de tot. Ce să facă, facă miliția, mă? Se... Miliția era în casă la mine, mă păzea cine să mai. Să-i bată mai rău pe aia, ce-ți facă miliția, a? Ce-ți bătea? Îi bătea tot pe aia, de ce să se dragea pe băieți? Bă, băieți, ascultau și eu muzică, ați venit benți? Pe când mergeam cu ei la pescăruși acolo și când începea omorul ăla, erau 3-4 fete din alea care așa, cu fierul de călcat, care ne călca hainele, să putem să mai stăm la masă, deci s-a aruncat pe noi ape și ce bătăi erau acolo, sus. Vrei să răgească băieți? Da. Ăștia... Dar ce că e tare aia cu coreanul, cu oile, cum e? Mi-a zis, tatu n-a ciutat cu să mor. Dar cu gin, că nu-l luăm cu aia. Te băgă pe ginul ăsta. A, nu. Om serios. Ăsta nu s-a luat de noi, dacă să ia, te băgă și pe tine chiorile, dacă te uiți. Te băgă la deci urgent. Deci îl denunța și pe el. Dacă e o problemă. Acolo-i carte de telefon, nu te băga. Am auzit că erați mână-n-mână cu Omar Khayyam. Nu, domnule, bă, ce parșit de ăsta, bă, eu ți-am zis, dacă te-ai băgat cu el. Nici. Bă, rămân muții că mă duc la veșe. Nu, domne, era cu noi. Și care e problema? Toată lumea cu toată lumea. Deci Omar Khayyam era în gașcă cu prințișorii. Da, nu cu Nicu. Nu, cu prințișorii, cu Beizadelele, cu dumneavoastră. Cu mine, cu... Nu mai dau nume, că alții poate nu recunosc. Era cu Jean Maurer? Nu știu dacă s-a văzut cu...
Acum tu ce nebunii astea, dacă erau petreceri, erau 20 cu... Mădălin Voicu era? Cu Paganini, când venea petrecerea era. Dar Paganini nu cred că știe. Dar ai ajuns el în PSD pe urmă cu Marhai Sam? Păi eu am fost în PSD. Nu, a fost Mădălin. A avut bani. Du-te, bă, nu duce aminte pe Paganini. Paganini ăsta negustor de vite mici, măi, ciordea obiecte mărunte. Nu ce era la... Sunteți. Nu era la consacrație. Nu era la consacrație. Ce dracu? Și ați ajuns toți la putere, da? De la Omar Haisam. Mamă, iar îl obsedează pe ăsta. Păi toți au obișnuit de să ajungem, mă, dacă eram deștept și studiam. Tu nu vezi cum spun toți că omorau cartea și serviciu? Păi dumne, țara asta. Păi dacă eram atât de studios și studiam atât de mult, unde vreau să ajungem? La pușcărie? Dumne, dar nu se găseau alți oameni să conducă în țara asta? Păi dacă nu am cei mai pregătiți. Dacă eu făceam un an în pat. Și în afară de asta și așa există amâna, 40 de ani. Tot conducea vrut el. Păi cine vreți să mai spun? Iar mă ia, Becali Victor, stai că intrăm direct. Da, Victor, intrăm în direct cu tine, ce vrei? Să te mii cu stropele? Da. Păi tu nu vezi ce face ăsta acum, încearcă? Eu i-am zis să te spuneți că pe aia cu ceasurile nu ziceți. Păi cum o să pun botul ăla, Dan? Aia cu ceasurile nu ziceți. Hai, pa, uite Victor Becali, să nu mai pun botul că mă bagi în bușcărie. Da, vedeți. Păi mai mult și recunosc. Toate faptele. Păi ce mă uit eu cu o barbă? Mai mult și recunosc și cum a primul. Se făcea o țigaretă mică așa, dar la nivel mic, nu asta cum au făcut ăștia acum. Ce făcea? Pe scară mondială, nu? Un import mic de țigare. Un import mic de țigare. Aia de luat din tutti frutti, dar nu făcea cu avioane. Nu, domnule, ăsta era comerț. Comerț, da. Când turcii făceau comerț pe mare, românii goleau pahare. Adică ce am făcut eu, am fost un mic negustor, mă, n-am fost... Deci Omar Haisam atunci era un mic terorist. Băzea ce am omorât pe cineva? Nu, dar vorba, dar terorizați lumea. Pe restaurante, până... Până cofetării. Dacă mă nesu la televiziune. Da, Valentin, zici tu. Ia cine? Dar nu o să-l apreciați? Păi nu, dacă le zici și cu vițela lui, bă, un om de artă, un așa mare dirijor care distrugea o operă, ce trebuie? Fie că sună să-i mai spună câte povesti de la asta. Deci, de dar nu zile, ține nimeni cu ăsta, bă, cu Paganini ăsta, mă, cu Cavagini. Pe cuvântul meu, de când a fost la emisiune la tine, sună telefonul non-stop și toată lumea face denunțuri. Pe aia ține minte, notează. Notează toți în denunțuri. La pescăruși, bă, când s-au spart vitralele, când Paganini, fiind om de artă, a dărâmat cu un ghiveci că a vrut să o omoare pe una. Criminalul s-a în serie, mă dorim voi cu, că vă scrieți mine, că... scoate de o crimă. Noi eram acolo în salon de protocol, eu, Adrian, Valentin, mai multă lume, și a avut un exces pentru că era foarte calm și avea o educație foarte aleasă, mă. Și când a văzut educația aleasă, a luat ghiveciul de pe masă să-i dea ca femei, cu o floare, nu? Nu mă vrea să-i dea ghiveciul de tot. Da, dar ghiveciul era cu, era foarte falsă și era cu gips, cu ăla. Și când a dat, a căzut vitraliul din spate, înțelegi? Au nebunit aia, a doua zi, mamă, vine Ceaușescu, vine Ștefan Andrei, vine, e spart vitraliul. Ăla costa mult, că era de mână. Tot eu l-am scăpat pe Paganini, că i-a zicat, eu sun la direcția și zice, stai bă, că reparăm, nu sunt om de artă. Și eu tot om de artă. Eu cu artiști între dumneavoastră. Am adus trei artiști până dimineața, au refăcut vitraliul l-au făcut și l-au pus la loc, să nu cadă Paganini pe deapsă. Și acum el mă face pe mine de nevertebrat. Păi bă, nevertebratule, dacă te lăsam atunci, bă, te bătea oia, vorba lui Pârcălap, te bătea oia la jos la pârnaie, când cu ce ai căzut, mă, cu porcul, să dea domnul ficat că ești prăduitor, să mă dreacu, pace. Da, ați vorbit despre traficul ăsta cu porci sau ce făcea, obișnuința cu porci? El făcea cu animale, cu valută și eu eram țigări și cafea și alcool. Lasă-mă, mă, cu tu! Fiecare cu specializarea. Fiecare cu brașa lui. Lăsă-ți mulțumesc că te-am părăsc cu că tu ai început micul comerț aici, ai fost un pic de capitalist. Pe mine ar trebui să mă ia capitaliști ăștia acum, să mă dea exemplu. Bă, uitați cum ăsta a fost un negustor în ilegalitate. Și tu ai fost dizident. Păi sigur. Da. Ăsta făcea comerț de tip capitalist. Un fel de comerț exterior făceați, nu? Un import export. Un fel de comerț și interior. În gură, da. Ca să fie comerț interior. Da, n-a zis că l-a arestat pe Mădălin și v-ați oprit cu povestea la episodul trecut, că l-a arestat o zi sau cât, 10 ore? 10 ore, mă. Dar pentru ce? Ce fapt? Se făcuse trafic cu porcul, să-ți scoată porcul din putaie, cu Bartolomeu. Trafic cu porcul. Trafic cu porcul. Nu ți-am spus că ți-am spus-o. Deci a venit un văr de-al lui care făcuse, fiind o familie de oameni onorabili, a pus și un viol cu tâlhărie, nu era normal, nu? Adică ce vrei să facă vreun concert? Cum ți-a schimb vreo cară? O rândă, dar nu i-a făcut un viol cu tâlhărie? Și?
și a venit ca să scot. Eram eu cu mătru Bartolomeu, înțelegi, cu astea și, și cu unul din direcția 5-a, nu dăm nume, că aici nu se dă nume. Ăștia da, sunt încă în funcție, da? Ăștia sunt încă la putere. Luase și 70.000 de lei, că n-a recunoscut. Auzi minte de Paganini. Și îi spune anchetatorului, domnule, eu am dat înapoi când mi-a spus, pe cea că te recunoști fapta, nu spuneam nimic. Așa. Înțelegi? A luat 70.000 porcul. Atunci am aflat noi că a luat 70.000, că ne-am luat și de pe bă, nu ne-a dat doar porcul, dar banii tirase. El avea obiceiuri de mic să pună la casetă. Uh-huh. Înțelegi? Muzicienii ăștia știau că au vremuri grele și au luat... De ce l-a luat de la cineva să scoată din pușcărie 70.000 și un porc? Dar și-au banii de partituri, n-aveau un ban să-și cumpără partituri. Dar 70.000 erau daci atunci. Băi, ești nebun, cum să nu-i daci? Păi și ce partiturile nu-s cumpe? Și partiturile-s cumpe, dacă vrea partitura de, eu știu ce partitură vrea. Și-a luat un porc de la ăla și v-a dat doar porcul? Nu, domnule, la noi am mâncat porcul dans acolo, la masă, cu multă lume, tot hai cu duci, personalități. Hai duci, hai duci. Personalități marcate, unii prin străinătate, în funcții, nu poți să-i dau pe toți că... Vrei să cadă jumătate de guvern să, să cheme multă lume din străinătate? Păi guvernul dă-l dracu, e oie căzut oricum de câteva ori. Vorba mame tale, Dumnezeu să-l dihnească, nu cunoști nici tu niște picturi, niște oameni de știință. Nu știu ce, pe Grigorescu s-a vreo patru tablouri. Și ăla nu i-a rezolvat cazul, a avut răbdare și l-a turnat la ăla. Dom'le, pe am dat porc cui, imediat cui, hâț. Hau! Îl căutau pe Paganini. Să le cânta. Și l-a săltat? Nu, domnule, l-au speriat puțin, l-au speriat două ore, după aceea ți-am spus că mergea. Și când l-au băgat jos acolo, l-au băgat în cameră. Și par și veștea de la miliție pe vremea aia. Nu puteau să-i dea el două, trei palme, ca de la, venea de la Ceaușescu în jos, tot cebexul. Nu faci, domnule, pe ăsta, nu știu. Mai ăla micu, ați dat în ăla micu. A dat în ăla micu. Și de-aia am murit noi pentru țară, am fost ilegaliști. Și bandiții ce au făcut? L-au băgat în primele ore într-o celulă, cu viețași în aia. Ia băi cu metri, cu ce ai găsit, cu porcul și capul, porcul e prăduitor, zang două la ficat. Și seara a fost acasă, a cântat de, una de re minor. Sunt o roșcată superbă, Serghei, sună-mă și își lasă telefonul. Păi să telefonul. Ne dea dimensiune că poate să fie roșcată superbă să aibă 200 de ani. A, vârsta în primul rând. Vârsta ce o recomandă. Stai că n-am fost atent. Vârsta sau încadrarea? Ce-ai zis? Încadrarea nu luăm noi după aia. Cât să fie, ca să știe interesatoarele care să mai sune sau nu. Adică vârsta între cât și cât? Dom'le, dacă e bună, poate să fie și la 45 de ani. Bine. Altă cineva. Întrebați-l pe Serghei dacă știe faza cu Nicu Păun, că l-a ars și pe el. Nu, domnule, asta să spună Nicu, nu mă bag eu între Nicu. Eu spun ce am văzut eu cu stimați telespectatori sau cum vă numiți. Eu spun ce am văzut eu ia, cu ochii. Ia vocea aia de enciclopedie. Da, de enciclopedie, da. Dimineața când mă scol și mă văd în curul gol, nu mai vine să mă scol. Asta știi? E bună, dar merge fără bipuri asta. Pe asta fără, că e cur, e oricum. Ce oricum, chiar oricum. Și găoz avem. E doar după 22, nu, nu aveți voie. Voie. Nu aveți voie, nu aveți voie găoz. Și când povestiți, domnule Serghei, cu indienii. Nu, asta cu fizicianul, n-avem voie. De ce? Păi el nu studia, băi, și nebunul era oprimat, iar mă enervez, mă. Ai cu domnul Maură? Păi cum? Hai, e bună, e bună. Păi da, mă, domnul, cum dacă vă nu ce s-a deghizat și el în indian? E, cum să deghizeze, mă? El era șef de trib. El avea alea lui Bernoulli în mână și deși el mai avea aburi din el. El când venea, avea în buzunare pubete, soluții, făceau, scoteau fum. Eu tot mă speriam de el. Lasă-l pe asta, nu că ăsta nu mai vorbesc nimic de asta. De indian nu mai ziceți nimic? Am mai povestit la tine. Da? Da. Dar până la urmă e real. Și-a luat decapotabilă și-a pus... Ați vrut să-i furați vioara lui. E fii atent aici, unul care e ne... Nu-și dă numele. E împotriva dumneavoastră? Da, ne-ar bănui pe mine și pe Bichir că am avea alte talente. Vezi că te cam pipăie cam mult, bărbosul ăla. Deci nu știu cum te cheamă. Dacă vrei să vii să te joci cu noi ăsta care ai dat mesajul, te primim oricând, că am eu o zicară, vezi că așa, să vezi de care partea lui Bip ești. Că poate te băgăm pe zumat. Lasă-l. Lasă-i, mă, să le răspunde. Păi, nu mă interajează nimeni, mă. Avem toate apucăturile, dragii mei. Veniți încoace, rezolvăm de la femeie bătână cu brâu, de unul la băiat tânăr și dezvoltat. Pentru că asta e capitalismul, mă, avem voie să facem orice. Bine, tu toată viața ai avut, măi. Trebuie să intrăm în Europa. Păi, dar tu vrei să intri cu curul? Păi, intrăm cu ce putem, nu? Dar mai povestiți-le din Germania, când le-ați distrus la aia sistemul, le-ați dat peste cap. Nu e adevărat. Tot sistemul lor, nu? Stai că m-a luat inchiziția. Ce? Soția. E soția? Ce zice? Gata, hai să mergi. Nu, să-i las pe... Doamna Cora? Da, să-i las pe cei doi. De ce să-i las, nu știu.
Eu fi trimis la mesaje, eu fi trimis în mesaje lui Cora, că mă ia ăla de sus, că faci, de ce sunt sub bichine, nu are vorbe cu ea de sus, n-a făcut teologia. Eu de frica ăsta, mă. Dar îl port după mine, dă ăsta două, dă două dume, mă lasă, lasă și ia pe ăștia. Doamne, deci nu te mai faci bine, spun eu. De soția s-ar putea să fi fost influențată, nu? De faptul că în ceruri, în ceruri tatăl dumneavoastră este cu tatăl lui Mădălin. Da, mă, și, cum să te... Asta și lepra aia de... lepra aia de Mihai Bujor. Și că așa nu s-a aminte de rost așa. Ce? Cum? Lepra de Mihai Bujor tot așa a zis că, că mă comport și că tasul cu tata. Cred că joacă barbut tasul cu tata și cu voicu. Și că o să mă vadă și tasul cum mă comport. Păi când l-ai băgat pe tata la pârnaie lepră, nu te vedea la de sus? Cine? Bujor și eu l-a băgat pe tata dumneavoastră la, la pușcărie? Ce citiți acolo? Au stat alu' Pepe, ce-ți dea spune, să o spun pe aia cu, cu Gabul când l-a legat cătuce și l-a tras după noi. Ce? Ați legat un milițian cu cătuce? Da, alu' Pepe, știu, știu. Are cârciumă frumos. Are cârciumă frumos. Și cum să legăți unul pe... Hai să mergem, crezi că ne face organe, ciolane, să mor eu, ieri m-a sunat. Nu știu, eu un om de-am legat cu cătuce. Am adormit în intersecție, eu și cu încă doi prieteni. Nu numesc mai că unul este în funcție foarte mare și unul foarte mare în alt oraș. Înțelegi? Ne-a început bine. Veneam de la universitate. Veneam de la Biblioteca Centrală de Stat, citim prea multe cărți, am adormit în intersecție la Dorobanți, cu capul afară. Conduceam cu capul afară pentru că eram foarte obosit să mă trezesc. Era frig afară, aveam o haină de blanșă, mi-am dus toată viața. Și am adormit în intersecție cu motorul pornit și cu capul afară. Doi gabori. Bă, ăsta a făcut infart, dar e tânăr. Înțelegi? Se învârteau în jurul meu, înțelegi? Eu rup de, eu auzeam așa, dar auzeam ca prin somn, înțelegi? Ce morții mă, si vorbeau ăștia, ce facem așa? Da, fără aia. Una, și unul din gabori, înțelegi, bagă mâna să-mi ia actele. Să vadă, să vadă cum cheamă pe Mierlă. Eu când am simțit, l-am mușcat de mână vital, și aveam o cătușe legată aici la aia de dași și am prins-o la de mână. Aveați cătușele mașină? Eee, cum, aveam cătușe, dacă eram organă. De tâmpice eram de cealaltă cătușe, pus de întrebări de mână și mut. Aveam cătușe pentru că eram doctorat în cătușe. Aveam cătușe, nu am vizit de ce punea mie în cap. Mă iertați că v-am întrebat de ce aveam cătușe. Și de ce aveam? Toți umblăm cu cătușe la mine. Du-te, bă, că e Serghie, e mato. Ălalt polițist. Păi nu mă primeau la poliție la, la udiște. De ce? De ce? Mă duceam și mă predam singur. Nu m-a luat niciun milițian prin oraș. Și duceam acolo și băteam. Să mă atol și făceau, du-te acasă, Serghie, da. Și ceream un creion și o cârtie. Ce vreau să fac cu ele, nu știu. Nici până în ziua de azi. Făceam un crochet de milițian. Mai departe de asta n-ai ajuns, da? Nu? Ce le-ai cârtie și creion? Am vrea să faceți o schiță. Să fac rapoarte, mă, dar când făceam o schiță, un milițian în timpul exercițiului. Și nu mă primeam, mă, du-te, Serghie, acasă, să te culcă. Lasă, bă, că ești sumatul, du-te, du-te, dracu, de aici, mai deschide în porți. Un desen în creion. Așa și a spus, bă, la cătușe, și? Păi și l-am târât puțin, i-am dat drumul după aia. Păi nu ți-am spus cu grădinarul care, care era, era tot așa cu, cu oprimații. Da. Și Radu Nunvailer stătea în bloc cu grădinarul, care era șeful circulației grădinarului ăsta. Înțelegi? Așa. Eu nu știam că e grădinarul, că există șeful circulației pe țară, unul grădinarul. Da. Nicu îmi dă Renault la 16, care el pe Renault la 16 avea alarmă și stația aia să vorbești. Era vreo două noaptea. Așa. Eu n-am găsit unde stă cărâilă. Și am luat stația... Atât ți-a trebuit. Nu, am luat stația și cărâilă, cărâilă. Și l-a apărut sus la, la, la balcon. Care ești, bă? L-a văzut mașină. A zis că e un milițian de-a lui, că era mașină da, de, la, da. De la ei. Și-o zic, care ești acolo, bă, tu? Și el, grădinarul. Păi dacă ești grădinarul, tu, bă, și sapă, dă-te în gură, bă, te pierd. Pardon, da. Da, da, da. Păi nu pot, bă, că așa da. Au fost povestiile. Cum vrei să povestim fără vorbe? Du-te, grădinarul, și ce? Și bip. Și bip. Și la, bă, n-am auzit, care ești acolo? Și-o prin stație, cine ești, mă? Și la-ți dai seama, și-o pui circulație pe stație. Grădinarul să mă, păi du-te, mă, pune castraveți, pune ceapă, ce lasă pune grădinarul. Lasă-mă morții, mă, tito, mă, frești după mine, cine sunt eu? Zic că ești grădinarul, du-te, bagă cu legumele tale, te dreacu de aici. Când coboară cărilă, unul în pijama, lângă mine, în poziție drept, zici că l-a văzut, a văzut mașina lui. Și zic lui, lui Radu, dar ăsta cine e, mă? Și ăsta grădinarul. Dar du-te, mă, ce pune în castrave și noi. Lasă că case pe el de mic, a zis că e Nicu, înțelegi? Și zic, da, cum l-a tulburat el, bă, tovarășul Nicu.
Deci cam asta erau, cam așa ne oprimau organele în drept. Hai să-ți mai dau una, tot cu... Mi se pare că erau și... Dar nu-i mai mă interesează cine era, mă. Mai dă-i, Doamne, iartă-o. Că mi-a zis soția, nu vorbesc de ei. Eram fără ăștia doi. Da, eram la acțiune la care nu participau. Erau la care erau... Nu participau pe acțiune. Nicu, cu Donca, hai la casa al Bămbâneasa. Hai la casa că făceau aia mici. Ai fost, aveam părul la până aici, ziceai că sunt... Mă, ți-am spus că trecea una, trecea una cu traversa și era mai mașină în cap, traversa strada, o femeie bătână, așa s-a uitat la mine, a zis că-s femeie. Și când s-a întors și a dat seama că sunt bărbat, a zis, beleaua, dragă, și eu, bă, corupătoare de minor, dă-i drumul de aici, vagabontă bătână, dă-i de mine. Deci cam așa arătam de frumos. Și eu eram sus la terasă, aranjam acolo un separeu, pentru că fiind atât de oprimați, stăteam în separeuri. Da. Că ne dădeau mâncare mai puțină, să nu vadă aia buibații aia care stau la masă, că noi mâncăm se mâncă așa da. Puțin, da, să nu ia foc lumea, că noi ne dăm prea puțină mâncare. Nicu venea cu Donca, șeful garnizoanei securității pe țară, arestul, cum mă pricep la astea, că acolo nu m-au dus încă. Așa. Cu nevasta obuzată, cu coca așa și cu alea, mergea la brațe. Ăla a văzut mașina și a zis că e mașina de securitate. Ia să-i arăt eu, Doamne, ce smart doi sunt. Da, să arate nevestii, ce autoritate. Ce fac eu cu... Cu pârlițe ăștia mici. Cu ofițerul ăsta. Ce faci, mă, ofițer, sau cum i-a spus ăsta? Lași toate bagabantele să conducă? Nicu, care era un băiat timid și nu scotea un cuvânt, eu mă uitam acolo și vedeam pe ăla că tu s-a agita. Zic, normal să intervii, cum ești tu? Așa zic, stai că le ia pe inspector, că așa zic, le ia pe inspector. Că mă duc aia, rezolvă el. Aia cu gura cea mai mare. Că ce, zanguna lui aia în bot, înțelegi, doamna, direct din prima bot, jos aia, înțelegi? Ăla, ce faci, mă, dar ia vină, mă, un frătule, că nu-mi bun toți, ia vină, mă, un frătule, uite să scrie dacă mai trăiești, mă, vede. Zic, ia vină, un frătule, să te iau și pe tine, înțelegi? A fugit la o mașină și a dat prin stație. Veniți, sunt tăriri, suntem bătuți, sunt asta. Eu i-am spus lui inspector, zic, mâncați aș gurește-ați gaburi. Zic, dă-și tu prin stație să vină ai noștri. Nu mă gândeam că ne arestează și să ne aresteze, dar zic, până vin ai noștri, mă tundă ăștia cu foarfe, că aveam părul că te ducea la miliție cu părul ăla, te luau ei de perucă și ce. Mă, și tu întări, că vin și ea. Zic, ia mai repede și tu. Care să vină primii? Noi mari ai noștri, că era la primăverie, la Mărți. De la Mărți au venit mai repede decât în centru, unde o fi garnizoana lui Amărâtul ăla. Ăștia e schis să le deschim și erau trezi. Sigur. Bă, și când apare aia, să vezi când apare, că au apărut două BMW-uri, înțelegi? Ia deja erau un armaș asta, că m-a văzut pe mine că sunt. Mamă, să vezi ce-mi piept să ta buzata cu buza așa, înțelegi? Te-a luat, i-a spunea mie că m-a luat, pe mine mi-a luat lumea cu păr, înțelegi? Când se dau ea jos, îți un tur de șoldul ăla și îl împingea mașină, înțelegi? Ăla, dom'le, sunt colonelul Mătreață, cum a spus el, sunt de la garnizoană, așa, și ăla i-a spus la ureche, ești căcat la cură ăsta, Nicu Ceaușescu, ăla, așa, ăla, hop! A leșinat, bă, nu micu nimic cu te, care au fost acolo, dar nu mai vorbesc cu ea cu mine. Ăla a leșinat, aia nu știa ce e, ce se întâmplă, bărbat, ia-i cuvântul, ia-i, aia, bă, scoate și ei, ți-e frică și de ăsta, ia-i ezita mai colonelul, ăsta, și-a tași futu' zborții, bă, pardon, pardon, de expresie, bip, da. Bă, s-a pus în genunchi. Cine? Era colonelul. Genunchi. Vă rog eu frumos, nu ne luați, nu mă faceți, am familia, am asta, s-a căcat până. Era și psihoză. El vrea să aresteze pe băiatul ăla, ce dracu. Și când i-a spus ăla, că noi așa ne prezentam când cădeau ăia jos. Așa, ăla, fizician nu mai era, Serghei Mizil, Ghiuri Faze, ca să cădeau ăia așa, de la nume cădeau ăia, înțelegi? Și eu am zis, băi Nicule, spune bă, lui ăsta, că nu-i face nimic, zi, mai moare fraierul ăsta din farta, ce, că așa furat și nevasta o palmă, lasă-l, cintă, nu ne-a făcut nimic. Nicu, băi, bun, dați-i domnule drumul. Dom'le, dar nu-ți facem bă nimic, s-a întors, s-a creat o palmă nevasta, de ce mă bași tu fă-n toate treburile astea, băi, aduci pe mine la grădina zoologică, îți arde ție tu, mica, de grădini zoologice, să deranjezi-o pe toată. Și tu ne-a țintă până la gărți. Bă, m-a sunat a doua zi, aveți cuvânt, pe nevastă, sa? Dar ce palmă a plecat aia la mașină? Și m-a sunat a doua zi, dom'le, te rog eu frumos, zic, hai mă, calmează-te, mă, că nu-ți face nimeni nimic, cum se spune, măi? Ce te mă duc? Mă duc eu la Ceaușescu, bă, că l-am bătut pe unul și mă luau la pe mine, bă, femei, oameni pe stradă. L-am bătut pentru că erau agresivi, nu că aș fi eu impulsiv. Tu ai vrut să fii un pic de liniște. Păi dacă am văzut că stare să-l bată pe ăla, ne-a rămas să săr. Dacă avea un coc voarmă neidentificată, nu? Și tu l-a părut pe fiul... Pe fiul președinte. Iată femeie, domnule. Erai la direcția 5, e? Te băgai. S-o lovi și dumneavoastră, mai lovit, o a lovit. Păi ia s-a băgat, mă, că ei spunea aia, uite-l pe ăsta cum conducea aia. Ce treabă avea cu cine conduce mașina? Dracu a pus-o. Și dacă să duceați vonul la Europa Liberă, pe urmă, că Nicu Ceaușescu a apărut-o pe una, că așa nu se... mai dormea seara. Da.
Păi și dacă n-am băutut ăla, n-am băutut, că dacă mă descrie ăla... Nu, pe că să spună bă, ăla singur, să spună la Oriu Prado, ăla să cap de frică să-l ia, mă, să mai spun și eu, bă, ce... Nu, dar femeia poate te dea o anonimă la... Da, și femeia, mă, cred că a bătut la o săptămână acasă, cred că a băgat-o la arest pe aia prima, în garnizoană. Da. Poate se uită acum la televizor, doamna respectivă. Cred că o fi polițana, asta e chestia de... Ce? Oh, 20 de ani de la revoluție, vreo 30 de ani, dacă avea la 40. Pe cât avea atunci femeia? Avea 40? Nu, i-am luat buletinul să-i văd vârsta, tu crezi că le băteam, le spuneam biroul populației și CNP-ul. Hai mă, Dane, ce dracu cu pui, te întrebări, mă lasă multe. Cum vrei să spun, nu vă supărați, vă și-am bătut-o, în ce vârstă aveți? Iată, scoateți buletinul să vedem. Și grupa asta mâine, eventual, să o duc la spital, de ce vezi? Dacă cum părea așa, părea la vârstă, între două vârste. Să poza din ca să fii șef colonel, să fii șeful arestului pe țară la securitate, trebuie să fii, nu știu cum se numesc de-astea, că ți-am spus că la securitate n-am fost. Am fost numai anchetat în Germania, acolo pot să spun. La securitatea te apără pe tine. Da, de Germania, da. Ce ne povestiți? Ce nimic, ne puteți spune? Că e, să trecem. Să trecem. Un episod scurt și dureros al existenței lui. Da, ăla, deci n-am înțeles la Doroban, o cătușă era încurată în mașină. O aveam legată de mașină, domnule. Și că una de mâna lui. Și a spus, mașina? Domnule, eu eram un om turbat. Cu prima... Le-a primit cadou. Mi le aduc aminte până în clasa a doua. Și râd cât de cretin eram. Cu prima mea soție, am venit cu mașina de capotabilă și cu părul ăla până așa și aveam și câini, că aveam diferiți câini în mașină, fiind de etnie romă, cum zice Paganini. Așa. Și m-a rugat prima mea soție să o duc pe soacra mea cu mașina. Aia nu știa că sunt dus cu capul așa puțin și cam... chestii mai speciale la condus. Abilități speciale. Și aveam o mașină de capotabilă și am vrut să fac la stânga fără să semnalizez. Și un gabor m-a oprit și a zis nu faci la stânga. Păi zic, vreau la stânga. Ești șmecher? Zic, nu. Te duci drept. Și cum să mă duc mă drept? E ilogic, milițianul, ca și vorbim pe ei. Milițianul, zic, aveam texte astea. Nu puțin milițianul, cum să mă duc eu drept când vreau la stânga? Nu, bă, că vreau așa. Păi tu așa, dă-te te morți. Bă, pardon, de expresie, da. Soacră-mea cu câinele în brațe. Dumnezeu, stăte, ce faci să fie? Păi te duc unde vrei. Ăla s-a, prostul, înțelegi, s-a prins de o lateral la mașină. Zic, dă-ți drumul, eu mergeam, dă-ți drumul, zic că te tai, te trag până îți fac patronul scurt, dă-te dracu, de fraierele aici. Și l-a întâlnit, am accelerat până a căzut ăla, n-avea fețe la pantuf când m-a prins. Și el cu o mașină, a oprit o mașină după mine. Și eu mergeam pe străzi așa, făceam, să nu mă depășească. A început urmărirea, da? Da, nu, că mergeam încet, dar mă băgam pe străzi și mergeam pe mijloc, n-avea cum să mă depășească. Și îi făcea numai așa în oglindă. Ce să facă, înțelegi? Și asta spunea, Sergei, dar ce faci? Pe nu te duc unde ai nevoie, femeie? Aia cu câinele, pe dumne, dar chiar așa, pe zic, ce să-i fac acum? Vreți să mă opresc să mă bag cu ăsta? Te duc pe tine, te las. Unde ești? Mă bat eu cu ei, nu-i problemă. Și ce s-a întâmplat? Tu s-a dus soacra acasă, da? Da, și în final? Și când am ajuns acolo, ăla a sărit și când a sărit, a sărit soacră mea, bat și cu câine. Și era o vormășeală între soacră mea și câine și alea și cu mine. Ce, l-a întâmplat pe acolo, s-a dus, când au apărut aia, l-a luat pe el. De ce te bagi dacă vezi că domnul vrea să ducă soacra? Eu am spus, de ce cu circulația? Am să duc soacra și să s-a agățat de mașină. Ce să-i fac acum, nu? L-a bătut-o pe ăla. O fi luat la cinci acolo, o fi bătut de-a. Dar v-ați bătut cu el, nu? Până să vină ajutorul. E cum, am avut luptă până la grad de general. Și aproape în toate circile. Nu ți-am zis că vreau să mă duc la circa, la Mița Orizont și zic, nu pot să mă duc. Pe ca să vezi ce înseamnă să ai studii. Și spunea gaborul la plutonierul, de ce? Pentru că orizontul e un punct îndepărtat. Cât apropii el se îndepărtează. La ce vorbești, domnule, nu înțelegi acela. Pe cum să nu duc la Mița Orizont? Băi, ești cretin, n-ai cum să mă duc la Orizont. Așa aveți polemicile astea cu ei? 24 cu 24. Pentru că m-a ținut 7 ani după Revoluție, că nu mai aveam adresă. Aveam adresa mea, era la, stăteam la Znagov în bunăstare și în asta, prima mea soție care copilul am luat cu mine și care e sufletul meu, care m-a sunat acum fugi că te bate Damaschin. Te-a luat și la mijlo? Da. Înțelegi? Păi știi, îți dau un exemplu ca să vezi ce făceam pe vremea aia. Eram cu Smaranda, care era mică mașină. Fata dumneavoastră, da. Da, și mă oprește un milițian la, aici, la colț, la CSP. Ăla actele, ce acte, mă? Și era mic acolo, nu-l bate, tată, lasă, tată, nu-l bate, lasă, tată, îți bate, domnule. Îți dacă văzut, dacă bate copilul ăsta, dacă bate, du-te, miliție, păți, domnule, că nu-l bate, tată, du-te, bă, morți, mă, de că speri copilul, bă, dă-i frăție.
Erați mandat, speriat. Deci copiii aveau, copii aveau traume, că vă dea milițieni. Copiii erau deja traumatizați. Deci asistaseră la multe altercații. Păi da, am spus, dar mergea cu mine peste tot și cu Gino și cu toată lumea. Și a se uitat pe geam cu un tate, îi bate pe milițieni. Nu, da, aveam altercații la toate drumurile. Pe ne-am dat și peste cap cu ea, cu Gino, cu vreo 6 în mașină. Și s-a dat smaranda jos și ne-a spus de atât pe Gino: biți-vi, dracu, de la mică. Hai, erați toată gașca în mașină cu copilul. Era vreo 6-7, veneam de la Giuge. Și erați bezmorți toți? Să lase copilul acasă? Nu era bezmorți, nu era. Să lase copilul acasă, trebuia să socializeze. Conduceam sub influența băuturii alcoolice. Era rupt, dacă n-am văzut drum, n-am drept. Drumul au cotit și nu am luat-o drept. Și s-a răsturnat mașina? Puțin, n-am avut pagube, pagube naturale, fără victime omenești. Fără victime. Și copilul s-a dat jos primul și copilul s-a dat viața aia, dracu, de pe tine. Deci copilul era singurul conștient de gravitatea faptei. Nu cred că era singurul treaz. Da, singurul treaz. Smaranda aia era sufletul meu, înțelegi? Când m-a dus la prima zi la școală... E, mă, sufletul. V-ați dus la școală cu copilul, da? Da, era sufletul. Are niște nepoți. Și ce ați făcut la școală acum? M-am dus cu... N-ați bătut pe nimeni, nu la deschiderea? Cu ciobigal și cu, nu știu, cu un fiul de-a meu, cred că, cu bebe român, nu mai simt exact care. Rups de băutură. Vomitat în tot. Ați vomitat la deschiderea unui școlar? Și aia era micuță, așa l-o toată viața. Fumușică, că aveau costume, n-are și nebă acolo. Ia, ăsta-i tata. Dar am una mai tare, că mi-am dus la Gino, unde am făcut pagubea. Știi când cât timp am gulit restaurantul Gino? De Crăciun? Deci un restaurant de vreo 300 persoane, în 5 minute pe ceas. L-ați golit? L-am golit. În cauza lui Gino, Gino m-a chemat. Vali jos era asociatul, spunea, nu vă speriați, Gino, zi, ați plătit nota? Asta e după Revoluție. După Revoluție. Și era smaranda la masă cu niște prieteni și le spunea, vine tata să vedeți ce simpatic e, să vedeți ce povestește, și ea fugi, uite-l pe ăla, și pe ăsta-i tata. Ăsta-i tata, da? Simpatic. Asta e tata de care m-am vorbit, da? Uite, a fugi pe ăla, te spar, că nu aveam mai eu, nu mai aveam nimic. Ăsta-i tata. Fugi că vine ăsta. De câte ani avea fata? Acum mai după Revoluție. Că ce acum? Nu-i zic că a fost anul trecut, că te crede. E de film asta. Dacă spun ce a făcut și până atunci, nu mai spun că iar s-a luat. De ce? Ce a făcut? Am făcut nemericii mari, la un asociat i-am spart parbizul din mers. Am venit cu pagube materiale până acasă. Deci fata le povestește prietenilor, să vedeți ce tată simpatic am. Și la un moment dat intră în restaurant un tip violent, care arăta groază. Dacă a fugit toată lumea, domnule. Hai să fugim, că uite unul. Duceam mușcam femeile de țâțele, toceam farfurii la bărbați și mi-am rupt maieul, mi-am dat două pahare. Gino m-a nebunit, domnule, că Gino are talentul să mă nebunească. Adică cu ce m-a nebunit Gino? Eu când beau... să-i vorbească. Nu știu să vorbească la magită. Când beau prima zi sau a doua zi, soția mea mă închide la Znagov. Da. Îmi ia cheii de la mașină, îmi ia cheii de la șalupă, îmi ia cheii totul. Acolo pot să fac în cadrul intim. Acum mă dau capul de pere singur, mănânc invitații, sunt invitații care vă curăță să supără. Înțelegi? Când scapă în oraș e mai grav. Pagubele sunt reduse acolo. Da. Așa. Gino, el și era el așa. Hai, mă, vei tu la mine de Crăciun acum, nu vin, bă, vino tu încoace, că a zis Cora că ea zice, nu, că vino tu, că vino tu, că vino tu. M-a scăpat Cora, s-a dus că aveam niște invitați din America. Înțelegi, care unul tot zicea că nu e frică, poate mă văd mai aerii și ăștia, bă, mie nu-mi e frică, că au uitat tare noștri în golf, pe mie mă ierba asta, ce nu ți-e frică, bă, chiar când ești pune așa de nefricos, stai că te învăț eu minte. Doi asociați de-a mei, Mario și Cugică, Mario ăsta care e puțin mai glumeț așa, ia o sticlă de palincă, eu la palincă, la tărie, mai îmi scapă puțin piciorul. Înțelegi? Și îmi dă pe drum, deja m-a apucat o furie din asta. Inexplicabil așa. Și zic, deschide geamul, dau două picioare, sparg parbrizul, avea și mașină de CD, că era mașina de nevasta lucra, e plecat în străinătate și venise cu nevasta care lucra în ambasada Suediei. Ca un sărcea care n-a mai plecat, când a venit în România, a zis, uite tu... Nu mai dăm numele, ai zis și Mario și Suedia. Mario, cap de asociat, și Gică, să zicem, Gică știu, să zicem... Că și-ai băut una, peste toți pe tine, stai zic, urmă. Nu e adevărat, mă, nu m-am gândit. Vorbeați din teologie. Așa. Dar să știi, băiat credincios. Și chiar am zis. E băiat bun, mă, nu. Când am intrat pe scări acolo, restaurantul deja mi-a rupt. Și Gino, care m-a văzut, a zis, să moră mama, pentru tine divorțești. Și atunci mi-am rupt maieul din dragoste să se vadă chiorul. Da.
el să, mă, să ne pupăm pe gură, așa am căzut cu o jardinieră, mi-a spart niște pahare, i-a spus lui Gabi, du-te că pentru ăsta fac orice, și ne-a luat o tură, ne-am tăvărit pe acolo, am început să mușcăm lumea, Mario și Gugică s-au așezat la altă masă, s-au făcut că mai sunt cu mine, că au văzut ce facă, americanul bâlbuit. Nu mai scoteam cuvânt de frică. Erica mea. Și cum să le mușcă? Și fata era la masă. Ce stați că trebuie să apară tata, ce băiat bun e, ce era după colț, la altă masă, înțelegi? Vine tata, ce râdeți cu el. Dar lumea fugea pe partea aia, că pe partea asta veneam eu, înțelegi? Venea tăvălugul. Cu toate aia. Ce vedeți? Vali era jos la aia, a spus din nota, ăla să nu aibă pagume. Și stai să ziceam, bă, că fugeau cu hainetul și ăla nu vă spuneați nota? Da, da. Și zic, ăsta e tata, în fine, s-au dus, o zic că și asta e nebună, dacă nu o fuge. Ia ce te-ai pus, ia te-ai să mai bucă smaranda mea. Ajungem acolo, luăm mașina lui... Dar cum să le mușcă, le mușcați pe femei de da, sân? Da, dumne, la nec, fiu, ce e așa, mă, nec, dacă zic, turbat, ăsta e, ți-e, îți mar furia. Nu știu de ce, nu am mai... Tăvăleam pe alea pe acolo, lumea fugea, dacă ești cu nevasta, la restaurant vine o muș de țâțe, porc farfuriat, te muști de urechi, tu zici, plei, dă-te morți, dar nu să stai cu mine la masă. Dar cum e, ești foarte simpat, ia-l loc cu mine, că poate și fost pe nevastă. Pardon, pardon de expresie, dar trebuie să mă întrerup cu publicitate. Așa spune legea audiovizuală când vorbiți urât. Prima întrerupere, în această seară, imediat după întrerupere, facem extragerea, vă dăm scoda cea roșie. Să te lipa asta, să dă ca la box. Nu cu pipul. Nu cu pipul, că am zis mai cu pipul. Asta e tare de tot. Lasă, bași publicitatea pe aia, că tu ți-ai bani oricum. Fii atent aici. Și mașina lua de Anastasie. Aole. O conducea un personaj care nu mai e simpatic acum și care e mare în contradicție cu Gino, cu Giovanni Costea și un personaj la fel de genul ăștia doi. Și puteți să-l denunțați, da? Nu, că nu, nu mă, nici asta nu mai există pentru mine. A făcut vezi toate șucările. Instigă, nu mai da. Nu, a făcut toate șucările în fotbal. Știe toată lumea, nu trebuie să așa. Așa. Și acum americanul în față. Americanul puțin speria când a văzut că fuge lumea, că sunt spart în toate alea și în toate alea. Și zic, mă, ți-e frică? Nu mi-e frică. Și am luat-o cu un... Adică ești cu mine tu. Hai cu mine. Range Rover, da. Am luat și am început să lovim toate alea de pe mijlocul șoselei. Ce? Alea... Toate alea, de, săreaua alea de plastic, alea la paramuc. Alea de plastic, ți-e frică? Nu. Când am oprit și era un echipaj de poliție. Ăla când a văzut... A vrut să cheme poliția, dar poliția a văzut numele lui ăla, lui Anastasie și că s-au fugit. Am întors un pic pe poliție, s-au dus. Ți-e frică? Nu mi-e frică. Dă-te, stai că te fac eu, că fără bipuri. Și am luat-o la 220 pe contrasens. Deci am mașina așa. Și după aia am tras mașina, am luat-o pe câmp, de-am rupt, ne-a costat un sac de bani pe legea asta. Deci i-a rupt diferențialul la un Range Rover la mare. Gino puțin s-a speriat atunci, cred că a și vărsat mașina. S-a trezit, înțelegi? Am ajuns la Znagov. Eric cu soția și cu cei doi copii, plus copiii mei, dar să ce idiot și cu nevasta sus în vilă. Eu în mintea mea văzut în filmele alea când îi prindeau ai noștri pe turci și băgau foc și se dau foc la casă. Gino aici a fost deștept, înțelegi? Și am zis să dau foc la casă să-i omor pe aia de sus cu băzut eu un film, să zice ce? Ce cultură cinematografică? Ce învățat din filme? Tu gândești numai în filme? Gino inteligent care a fost, a zice, bă, mai bine sparge o farfurie în cap. Și zic, stai mă că sparg o farfurie în cap, înțelegi? Să liniștească zi. Da, farfurii erau de arcopal, de la care nu se spar, sau alea care îți pun să-mi spune, scuze. Și am dat până mi-am spart toată fruntea, cu gea sânge, puneam palincă, beam cu sânge, l-a fugit sus. M-am dus să mă culc, asta m-a luat somnul, am luat să mă culc, dimineața, Smaranda, Ana Maria, fata alaltă și cu Cora. Ce ai făcut? Unde vine da. Nimic. Zic că aia de sus sunt disperat, sunt pe valize, pleacă, i-a invitat în România, au venit oameni, au valize făcute, să le reportă, dar ce am făcut, dragă? Eu nu știam că sunt tot tumefiat, înțelegi? Și cu ora, cum ne-ai făcut eu, bă, idiot, du-te și te uită la oglindă, uite atât aveam frunte, are. Și au plecat invitații în străinătate? Nu, aia a zis, domnule, asta în prima scăpare, le-ai explicat cu ora, prima seară, a doua vă dansează, un pic nervos. Mai vă scoate un dinte, mai vă dă o palmă, așa, e cu Gino, dar nu, mai mă leagă prin cameră. Acum înțeleg eu de ce e frică lui Mădăni și lui Jean de dumneavoastră. Îi mănânc, mă. Deci că la propriu. Știi că te întrebe jumătate de palincă și apă după stăi. Da, imaginați-vă că sunteți om de televiziune, cum a fost la restaurant. Stai un pic că vine tata, e un tip, ce da. Evacuăm localul. Distractiv, da. Și au zis, hai să, Smaranda, să fugim, că uite, vine un bandit. Ce simpatic e, tata, ce? Smaranda, hai să fugim, că uite, vine un bandit de restaurant. Nu, ăla-i tata. Revenim imediat, nu faceți acasă ceea ce v-a povestit domnul Serghei Mizil. Revenim nu, el e scenarist, asta nu s-a adevărat, trebuie să spune tinerilor că nu s-a adevărat. Personaje fictive, da. Da, se laudă și el.